celune aici pentru a face ceea ce se va întâmpla și în această seară. Sunteți bucuroși că se aprind luminile? Da! Așteptați să vină Moș Crăciun? Da! Așteptați să vină Moș Nicolae? Da! Ei bine, astăzi dăm startul acestei perioade superbe din an pentru noi toți cei ce credem în bucuria sărbătorilor de iarnă. La Petroșani acest moment este, ca de obicei, realizat cu implicarea directă a administrației publice locale și, bineînțeles, întotdeauna momentul acesta este foarte frumos apreciat și contribuția deosebită a domnului primar Tiberia Cobriții se simte și astăzi aici, prin prezența domniei sale, nu doar fizică, ci și emoțională, afectivă. Nu este singur, este însoțit de foarte, foarte mulți copii. Îl invit pe domnul primar să vină să vă adreseze mesajul domniei sale. Bună seara! Haideți, copii! Haideți aici toți! Haideți, 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 haideți! Îi invităm și pe Moș să vină aici lângă noi, da? Toată lumea, da? Bună! Ați fost cu minți? Bravo! Pentru că ați fost cu minți, o să vină cu siguranță și Moș Crăciun și Moș Nicolae la voi, da? Uite, deja noi avem câțiva moși aici, care au fost primiți și înainte, să vadă dacă ați fost cu minți, ca să vă pregătească să primiți daruri de la părinții voștri și de la bunicii voștri, da? O să numărăm împreună și o să apăsăm toți pe buton, da? Deci începem de la 10 și când ajungem la 0, atunci o să se aprindă, da? Dar numărați cu mine împreună, da? 10, 9, 8, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Luminile, la mulți ani! Iată luminile, iată bucuria, începe bucuria în parcul Carol Schroeter, începe bucuria în municipiul Petroșani pentru sărbătorile de iarnă. Moș Crăciunii sunt aici, pregătiți să împartă bomboane pentru toți copiii și avem și colindători la acest moment, pentru că nu se poate să întâmpinăm traiere de sărbători. Da, am reușit în acest an mai devreme să dăm drumul la iluminatul de sărbători și sper să ne bucurăm foarte mult de aceste momente și în general de toate sărbătorile care sunt în luna decembrie și mai mult decât atât să ne bucurăm de bucuria celor mici. Thank you.
acestei seri frumoase la Petroșani continuă cu un nou moment de colinde susținut de această dată de elevii din ciclul gimnazial, tot de la școala Igheduca, coordonați de doamna profesoară Matilde Stoica.